Bună, dragilor, și bine ați venit sau revenit la un nou vlog. Eu m-am trezit de dimineață, la vreo 5, așa m-am trezit, la mai 6 și ceva, aproape 7 ceasul. M-am trezit pentru că copilașii au răcit, eu am răcit, toți am răcit, de fapt. Am răcit toți și, na, dacă copilașul a răcit, nu am mai putut să dorm, de prea am dormit în noaptea asta, de cauza că au fost și toată noaptea, erau mărâit, din nou mi-au stat în bani pe picioare. N-am stat numai pe picioare, mi-am rămas la sân, a dormit foarte, foarte greu noaptea asta, a fost foarte, foarte dificilă. Au răcit copilașii, amândoi. Și mi mașina au răcit. Bineînțeles că au răcit și eu, au răcit și Manu. Nu știu de ce, dar au răcit toți. Probabil din cauza că s-a schimbat vremea așa brusc. Da, și am avut o noapte foarte grea. Nu știu dacă am avut, dacă am dormit vreo 3 ori toată noaptea. Pentru că copilașii s-au trezit la 5. Și au fost mufturoși toată noaptea, n-au venit toată noaptea, s-a trezit, plângea, nu știu ce vrea, e mima vrea numai la sân. Și dacă o țineam pe Naomi în picioare, nu prea putea să țâmpina o pe mima. Da, dragilor, și am zis să mai încep și astăzi un vlog. Da, dragilor, acum o să mă pregătesc și eu și după să mă apuc să fac și ceva de mâncare, o să văd ce o să mai fac. Vreau să mă apuc să fac o salată vieneză pentru la prânz. Am desghețat aici o din aia de piept de pui. Morcov, întâi mă voi ocupa de pifteluțe, prăjoale. Piept de pui, morcov și ceapă și, bineînțeles, condimente, sare, piper și așa mai departe. Voi curăța legumele și după voi reveni. Uite aici mașina de tocat și voi toca pieptul de pui și ceapa cu morcovul pentru piftele. Am dat carnea, ceapa și morcovul prin mașina de tocat, iar acum voi pune sare, piper și un ou și pe smetă să pun ca să se lege compoziția și după voi face prăjoruțele alea micuții, micuții, micuții și le voi pune la cuptor să se coacă. Am făcut compoziția, cam așa arată. Acum mă voi ocupa să de piftele. Am terminat pifteluțele de făcut. Am încercat să le fac cât de mici le-am putut. Vedeți, după cum vedeți, unii le-am făcut mai mari, mai mici. Acum le voi da la cuptor până se vor coace foarte bine și după o să vă zic mai departe. Acum mă voi ocupa de ceapă, voi pune ceapă roșie, o voi tăia așa, solzișori mici, cât mai mici, și după o să vă zic mai departe după ce voi tăia ceapa. Înainte să mă apuc de ceapă, am pus aici apă cu oțet, am pus mai multă apă și oțet cât să nu fie nici prea iute, nici prea să n-aibă gust deloc. Așa am pus oțet, acum voi da drumul să fiarbă, iar între timp eu voi curăța și voi tăia ceapa, o voi tăia solzișor cât mai mici și după ce o voi tăia, o voi pune aici, întâi după ce fierbe apa,
O voi puneți la oparit în apă, o voi lăsa câteva minute să oparească, dar atât, să oparească și după o voi scoate. Între timp am pus și două la fiert pentru maioneză, pentru că să fac și maioneză. Apa a început a fierbe, iar acum voi pune ceapa. Și o voi lăsa cât să se oparească ea, câteva minute atât. Am scos ceapa, după cum vedeți, s-a muiat foarte, foarte bine. Iar acum o voi lăsa să se răcească și după ce se va răci, o voi stoarce foarte, foarte bine de apă, să nu mai rămână apă întrânsă. Am scos și pifteluțele de la cuptor, cam așa le-am lăsat să facă. Arată foarte, foarte bine și sunt foarte, foarte gustoase. Iar acum le voi lăsa aici să se răcească foarte, foarte bine. Iar între timp mă voi ocupa de maioneză, pentru că ouăle au fiert. Voi curăța ouăle și voi începe să fac maioneza. Două galbenușuri de ou fierte și un galbenuș de ou crud. Și după voi amesteca foarte bine, voi pune ulei și cam atâta. Așa, cam așa fac eu maioneza. Dar voi face maioneza și după o să revin. Gata, dragilor, am făcut și maioneza, cam așa arată, n-am făcut prea multă pentru că nu vreau să fie salata prea grețoasă. Am făcut mai puțin pentru că oricum voi adăuga și smântână. Iar acum voi aștepta să se răcească foarte, foarte bine ceapa și aceste pifteluțe. Pentru că dacă vor fi calde, se va topi smântână, se va face aiurea. Și maioneza la fel, așa că voi aștepta să se răcească foarte, foarte bine. După voi stoarce ceapa, după voi adăuga peste ceapă, voi adăuga aceste piftele, după voi adăuga maioneza, smântâna și sare. Și cam atât. Foarte, foarte bine ceapa de zeamă, după cum puteți vedea. Piftelele le-am pus de desubt. Acum voi pune smântâna, eu voi pune așa un băhărel din ăsta de 370 grame. Și aici maioneza, le voi pune aici peste ceapă și sare și voi amesteca foarte, foarte bine. Asta arată, dragilor, salata. Doamne, deci e foarte, foarte bună, vă recomand să o încercați. Iar acum o voi da câteva ore la frigider ca să intre foarte bine, să se împreuneze aromele, să se răcească puțin. Mami, acolo, ai papat? Așa, papito, nu-i așa? Ai papat? Da, dragilor, mi-a ajuns acum o comandă de pișeni. Cam așa arată. Și vreau să vă arăt ce am mai cumpărat. Să desfac un pic. Întâi o să le desfac pe toate, ca să nu fac gălăgie și o să vă arăt după, da? Am comandat doar pentru torturi atât. Am comandat o folie din asta de acetat, ca să pună împrejurul tortului. Mi se pare cam micuță, dar e ok. Dacă vreau să fac un tort mic, am mai comandat aici un mixer dintre ăsta. Deci, care dacă... Așa se învârte singur când faci, așa el se învârte. Nu știu cum să vă arăt.
Cam așa. El se învârte singur. Așa. Am comandat aici o din asta de... Dar din greșeală am comandat două. O să fie unii care se repete, pentru că din greșeală am comandat câte două. Dar nu e ok. Am comandat o din asta de prăjituri. O formă de prăjituri. Pentru că vreau să fac și prăjituri. Și asta se face destul de mare. Cred. Doar că nu știu eu. Uite așa. Așa se face mare, ca se face prăjiturile. Cam așa de mare se face. Și după se face așa înapoi. Mică. Și deja am mai comandat una la fel. Exact la fel. Nu mai desfac la rost. Așa. Am luat aici din astea pentru brioșă. Nu foarte frumos ambalate. Hârtie din astea. Maro, alb, albastru și roz. Culorile astea. Foarte faine. Așa. Am mai comandat aici o din asta, o racletă sau ceva gen de nivelat tortul, dar are model. După cum puteți vedea, are model din asta așa. Aici am comandat riboluri, spus sincer, credeam că sunt mai mari. Dar sunt mai sare, deci așa. Un bol așa micuț. Am comandat toate mărimile, eu credeam că sunt mai mari. Dar e ok. Unul puțin mai mare. Și unul mai mare. Cam așa. Și am comandat trei. Așa. Am comandat pentru torturi. Tot așa niște decorațiuni cu fluturaș. Cam așa arată. Aici am comandat tot din asta de aluat, folii, pentru că mereu făceam aluatul pe masă și murdăream masa. Așa că am luat tot din asta de frământat, folii din asta de pus pe masă. Să nu mai murdăresc masa. Wow! Foarte faină. Da, trebuie să facă împachetat foarte bine. Foarte bine împachetată. E lipicioasă. Foarte bine, ciudată. Uite, cam așa arată. Am luat-o pe cea mai mare. E așa lipicioasă. Are un silicon foarte ciudat, așa. Lipicios, dar e bine. Pentru frământat e ok. E chiar perfect pentru frământat. Am comandat tot din asta cu Happy Birthday. Tot așa de pus pe torturi. Am comandat două din asta din greșeală. Tot așa am comandat două la fel. Decorațiune de tort. Așa, dacă nu s-o mai disfac, nu are rost. E din cauciuc decorațiunea. Arată foarte, foarte bine, foarte faină. Și am mai comandat una la fel. Din greșeală am comandat două. Așa. Aici am, nu știu ce am mai luat. Nu știu ce e asta. Ce simte. Asta cred că e pentru macarons, dacă nu mă înșel. Da, pentru macarons, exact cum am zis. Foarte groasă, destul de groasă și foarte faină. La atingere are un silicon din ăla mișto. Cam așa arată. Tot așa la lapicele mai mari. Am luat aici o spatulă pentru că aveam nevoie la creme. Așa.
cam așa arată o spatulă simplu cu totul, ca să nu se desfacă, să nu se desfacă, pentru că am spatule din alea, dar am spatule, dar să mai desfac și nasul. Așa, din greșeală am comandat tot așa două din astea. E o chestie din asta de nivelat tortul. Doar că mi-a venit doamnă, ciuda cât de bune. Și dacă sunt bune, dar da, o să vedem noi. Să văd dacă știu cum să le asamblez. Nu cred că știu să le asamblez, o să văd. Nu știu cum să... cred că am prins ideea. Trebuie să vină așa aici. Și ce că pui așa și ar trebui să asamblezi tortul. Să mă urc imagine că nu știu. Aici am mai luat 100 sau mai mult poșuri. Nu știu dacă sunt 100, cât sunt multe poșuri, tot așa. Așa, aici mi-am luat 3 spatule, tot așa, pentru tort. Am luat mai multe mărini, ca să nivelez tortul, să arate bine. Una așa, una asta cea mai mică, după vine asta mijlocie. Așa, e destul de mare. Și asta e și mai mare, foarte mare. Nu credeam că e așa mare. Dar e ok. Și asta e cea mai mare. Să pentru nivelat crema la tort. Așa. Am luat aici un creion din ăsta de scris pe tort. Mi s-a părut interesant. Să văd dacă o să fie bun. A, dar așa de micuță, nu credeam că o să fie așa mică. Aici o matriță din asta de silicon pentru ciocolată. Pui ciocolată aici și ar trebui să iasă modelul ăsta fain. Cam așa, e foarte mică. Am mai luat aici o matriță. Asta de silicon. Asta pui ciocolată aici. Și trebuie să-ți iasă literele astea. Așa arată pe spate. Tot așa pentru tort, pentru decor. Aici mi-am mai luat o racletă foarte, foarte mare. Tot așa pentru nivelatul tortului. Cam așa arată, foarte mare și cred că are folie ceva, dar are folie. Că trebuie să fie transparentă. Imediat au folia jos. Are folie, ea că e transparentă, după cum v-am zis. Așa, e foarte faină. Așa arată. E transparentă, nici nu-ți cunoaște că o am în mână. Și foarte... Nu e plastic din ăla ieftin. Arată foarte bine. E foarte bună pentru nivelat. Torturile. Și în ultimul produs mi-a luat o chestie din asta. Pentru să fac modele pe torturi, cum ar fi flori, mai multe chestii, mai multe modele. Da, dragilor, și cam asta am comandat eu de pe Shein.